Salutare, sunt Robert și vreau să-ți povestesc în podcastul ăsta despre fake news-ul pe care Biden și ursulica von der Leyen ni l-a transmis săptămâna trecută legat de gazul pe care SUA o să-l livreze Europei. Până una alta, te rog să dai click la subscribe și pe clopoțel. Te anunț eu tu cum mai pun filmulețe pe aici. Filmulețe interesante. Sunt chestiuni pe care nu le afli din altă parte. Și vreau să creăm o comunitate frumoasă aici. Îmi cer scuze pentru voce. Am avut o problemă la gât. O infecție, o nu știu ce. Și sunt în curs de refacere. Acum de asta vocea e un pic schimbată. Probabil că o să mai dureze câteva zile până îmi revin. Bun. Săptămâna trecută, într-o conferință de presă comună Biden cu ursulica von der Leyen, au anunțat că SUA va livra 15 miliarde de metri cub de gaz Europei până la sfârșitul anului 2022, în ideea ca Europa să se decupleze de la gazul rusesc. O chestie care practic este imposibilă. Și asta o să vă explic în filmul ăsta. O să vedeți că lucrurile nu sunt chiar așa posibile. Practic, cei 15 miliarde de metri cubi anunțați nu vor putea fi livrați. Și Europa importă anual din Rusia 150 de miliarde de metri cubi de gaz, nu 15 miliarde, cât au anunțat Biden și ursulica. Deci cam de 10 ori mai mult. Bun, dar hai să ne referim la aia 15 miliarde de metri cubi și o să vedeți că ei nu pot fi livrați. Nu prea vorbește nimeni despre treaba asta, de asta am zis să fac eu filmulețul ăsta ca să înțelegeți despre ce e vorba. Gazul ăsta ar urma să fie livrat cu niște nave de transport, gaz lichefiat. Navele astea, total în lume la momentul ăsta, sunt vreo 642 de nave. O navă din asta face SUA Europa cu tot cu încărcare-descărcare pe vreme bună cam o lună. Dacă vremea nu e bună, se mai adaugă câteva zile, o săptămână. Dar mergem pe varianta de o lună, da? Ca să nu fie discuții. Fiecare navă de asta poate să transporte 140.000 de metri cub de gaz la un transport. 140.000 de metri cub de gaz, ori 642 de nave, înseamnă undeva la 90 de milioane de metri cub de gaz pe lună. Asta în condițiile în care ar fi folosite toate acele nave. Ceea ce practic e imposibil, pentru că nu ai cum să folosești toate navele alea, pentru că mai e nevoie de transport de ăsta și în alte părți ale lumii. Deci nu poți să iei toate navele, sau poți, dar o să coste al dracului de scump. Și e foarte posibil ca anumite flote să nu-ți dea navele, pentru că aparțin unor state care au nevoie de gazul ăla. Bun. Deci, avem undeva la 90 de miliarde de metri cubi pe lună, din calcule. Dacă mulțim asta cu 12 luni, o să ne dea undeva la 1 miliard și un pic de metri cubi de gaz pe an, dacă s-ar folosi toate acele nave. Până la 15 miliarde de metri cubi ar fi nevoie de încă de 15 ori mai multe nave ca să poată să facă asta sau să se scurteze durata de transport, ceea ce este imposibil. Deci, practic, cu flota actuală de nave care transportă gaze, flota disponibilă în toată lumea, nu este posibil să se livreze gazul ăla pe care Biden și ursulica au ieșit și l-au spus că se va livra până la sfârșitul anului. Deci este practic imposibil să se întâmple asta. Dacă discutăm nu de 15 miliarde de metri cubi, ci de 150 de miliarde de metri cubi, deja lucrurile se complică extrem de mult, pentru că ar fi nevoie de cel puțin 150 de ori mai multe nave decât sunt acum. Asta dacă s-ar folosi toate navele. Dar cum nu se pot folosi toate, probabil că e nevoie de vreo 200 de ori mai multe nave.
ca să poți să faci asta. Ceea ce e practic imposibil, pentru că navele astea nu le poți fabrica așa de pe o zi pe alta. Durează câțiva ani să fabrici o navă de asta. Chiar dacă ar exista toate navele, să spunem că ar fi disponibile, cu disponibilă cantitatea asta de transport, numărul ăsta mare de nave, ar fi o altă problemă legată de producția gazului. Pentru că capacitățile de transport, de producție, nu sunt dimensionate la momentul actual în lume să producă de 150 de ori mai mult gaz natural lichefiat. Ele sunt dimensionate conform flotei de transport. Da? Sunt 642 de nave, capacitățile de producție din diverse țări și din diverse regiuni sunt dimensionate pe capacitățile astea totale de transport, pentru că nu ar fi, bun, probabil că produc ceva în avans, dar până la urmă gazul ăla trebuie să vină și să fie luat de acolo, pentru că altfel se blochează producția nemai având unde să stocheze. Deci e foarte problematic să mărești capacitatea de producție de 200 de ori. Extrem de. Deci, practic, ceea ce au anunțat ei este imposibil de realizat. Iar ăsta e fake news, dacă mă întrebați pe mine. Pentru că atâta timp cât tu vii și spui că poți face asta și se dovedește că nu o poți face, că matematica îți dă cu virgulă, e fake news. Dar se pare că fake news nu e ce e dovedit a fi fake news, ci fake news e ce vor ei să fie fake news. Chiar dacă bunul simț ne spune că suntem mințiți în față și că UE și SUA nu pot onora un astfel de contract și au ieșit să spună asta doar ca să ne liniștească pe noi proști. Și că, de fapt, Europa nu prea se poate deconecta de la gazul rusesc. N-are cum. Și se pare că din toamnă vom plăti gazul ăsta rusesc în ruble. Așa cum vrea Federația Rusă, pentru că ei fac jocurile. Bun, cam atât vreau să vă spun în filmulețul ăsta. Dați click pe subscribe și pe clopoțel să vă anunț eu tocmai pun filmulețe pe aici. Mulțumesc, la revedere!